Bună, dragilor, bine ați venit pe Columbofil Junior. Așa cum am promis, astăzi o să încercăm să facem un video mic cu femelele pentru matca de 2017. Și o să încercăm să scoatem doar femelele din fiecare rasă și o să vi le prezint pe fiecare în parte, din ce an este, cât de mult îmi plac. De fapt, mie îmi plac toți porumbeii, dar o să vă prezint fiecare femelă în parte. Așa cum vă spuneam, o să vă prezint acum o femelă. Femelă de voltat indian de 2015. O femelă foarte frumoasă, care mie îmi este foarte dragă. Anul ăsta o să vă prezint și cu ce mascul o să o punem în pereche. Așa cum v-am zis, e o femelă foarte frumoasă și foarte blândă. O a doua femelă de voltat indian, care și ea la fel este foarte frumoasă. O să vedeți și ce masculi frumoși o să le dăm la fiecare femelă. Asta, bineînțeles, o să continuăm cu videoclipurile dacă o să și primim ceva like-uri. Vedeți cât de frumoasă poate să fie o culoare mai rară. Cea de-a treia femelă de la voltați indieni, o femelă la fel de frumoasă, eu tot mă repet, toate femelele sunt frumoase. Aici avem un galben foarte frumos, iarăși o culoare foarte rară, coada foarte bine conturată, după cum puteți observa, la fel o femelă foarte frumoasă. Cea de-a patra femelă și ea la fel de frumoasă, de mărime foarte bună, la fel coada extraordinar de bine conturată, foarte, foarte frumoși. Cea de-a cincea femelă, și ea la fel de frumoasă ca și celelalte. O să vedeți și masculi frumoși o să dăm la fiecare femelă. Selecția am făcut-o, am avut mai multe exemplare, la unele am renunțat. Cea de-a șasea femelă, o femelă, un roșu recesiv. E o femelă de 2014, o foarte bună crescătoare și la fel, o culoare foarte, foarte frumoasă. A șaptea femelă, a șaptea femelă și ea, foarte frumoasă. Toți porumbeii pe care îi dețin sunt foarte frumoși. Uitați-vă ce poziție are femela. Coadă foarte faină. Cea de-a opta femelă. Și ea, o femelă almond. O femelă tânără de 2016, foarte frumoasă și ea. Și acum cea de-a noua femelă, și nu am lăsat-o special ca fiind ultima, dar e o femelă foarte mare. O femelă foarte mare, cu o anvergură cozii foarte mare. La fel, foarte, foarte frumoasă femela și femela tânără de 2016. Acestea ar fi femelele pentru matca de 2017 din rasa voltat indian. Sper că v-a plăcut și eu zic că dacă o să adunăm ceva like-uri,
O să vin cu alt video și din cu femelele din rasele cele mai de țin. Eu vă mulțumesc și sper să vă placă și să vă abonați la canalul meu. O să vin cu ceva filmulețe mult mai lungi și mai frumoase. Dar până atunci vă doresc toate cele bune.